Bună seara! Începe nouă ediție România te iubesc! A cucerit Spania și mai toată America Latină prin cărțile lui de poezii și nuvele, în care așterne o lirică aparte, bazată pe viața lui de copil de imigranți stabiliți la Madrid. Mihai Gan are buletin românesc și semnează cu numele Miguel. Se simte foarte legat de locurile natale, de satul de la Lerești, de unde a emigrat și despre zona unde a copilărit, scrie. La Lerești și vine des să se inspire. Mihai este exponentul unei generații de copii care au crescut cu bunicii, tânjind să fie lângă mama și tata plecați pentru un trai mai bun. Suntem la sediul filialei din Madrid a celei mai mari edituri de carte din lume, Penguin, iar subiectul discuției între editori este Mihai Gane, poet și scriitor, prezent la dialog. Pues nada, amigo, cuídate. Hablamos. Chao. Te paso. Cuatro. Sí. No, te voy a pasar cosas antes. Ah, vale. Te prometo, por Reyes. Vale. La 30 de ani, românul stabilit din copilărie în Spania este unul dintre cei mai bine cotați poeți contemporani din Peninsula Iberică, dar și din America Latină. Acolo unde unele dintre cărțile sale au avut un succes mai mare decât în țara care l-a adoptat. Lirica lui, publicată în sute de mii de exemplare, l-a purtat peste ocean, în lumi și țări care îl fascinează. Am privilegiu să fiu invitat la multe târguri de cărți cele mai importante din Latinoamerica, Guadalajara, Bogota și Buenos Aires. Am foarte mult public în Columbia și foarte, foarte mulți cititori și în Ecuador, dar și în Mexic. Am fost de vreo 4-5 ori până acum în Columbia. În Bogota am fost de vreo 3 ori. Am avut un trip foarte mișto din Cartagena de India până în Riohacha, adică toată partea asta de coastă, de unde este Shakira, toată zona aia. Aha. Am călătorit-o. Am fost în satele scrise de García Márquez. Am cunoscut tot ceea ce este legat de Macondo, nu? Satul imaginar unde a scris 100 de ani de singurătate, cred că se zice în România. Mihai este exponent al generației copiilor cu părinți plecați peste hotare și crescuți de bunici. Una în care el se consideră privilegiat pentru că a fost adus totuși în Spania, lângă ai lui, după doar 2 ani de la despărțire, în timp ce alți copii nu au fost luați deloc. Cuando aprendí vuestro idioma, encontré otra manera de nombrar el agua y el pan y la montaña y el amor. Cuando aprendí vuestro idioma, tuve dos lenguas para nombrar el desierto. Când am învățat limba voastră, am găsit două forme de a spune apă și pâine și munte și dragoste. Când am învățat limba voastră, am avut două limbi ca să spun deșert. Practic, tu te simți în continuare ca făcând parte din două lumi. Da? Aici absolut. E toată povestea. Absolut, da, da, da. Și după, în același timp, cu făcând parte din două lumi, cred că mi-alimentează foarte mult și scrisul. Când am venit eu aici, aveam 9 ani, a fost ca o schimbare drastică de lume, din două puncte de vedere. Una pentru că veneam de la sat, la oraș, și alta pentru că veneam dintr-o țară în altă țară. Societatea era foarte diferită, adică pentru mine avea un supermarket la îndemână. Acces la bibliotecă, acces la librerie au fost lucruri foarte, să zic așa, pozitive pentru mine. Cu impact major, mă gândesc. Absolut. Poezia e o creație aparte, în strânsă legătură cu trăirile celui ce o compune. Iar Mihai scrie mult despre viața de copil al unor emigranți prins între două lumi, două universuri. De aceea și vinde bine și în peninsulă și în țări din America Latină, unde fenomenul copiilor crescuți fără părinți e unul similar cu cel de la noi. Condiția de țăran, să zic așa, legat de pământ, legat de înrădăcinarea cu tot ce este locul unde te-ai născut, este foarte importantă. Cred că eu nu o pot pierde niciodată, pentru că eu îmi iubesc foarte mult satul unde m-am născut, îmi iubesc foarte mult locul unde am trăit, pădurile, râul, scriu foarte mult despre ele. S-a născut la Lerești, Argeș, într-o comună de la Poale de Munte și, pe când el avea 7 ani, părinții săi au decis să emigreze. Mai întâi a plecat tatăl, un an mai târziu mama. A rămas cu bunica și doi unchi, dar tânja să fie cu ai lui. Mama lui Mihai face curățenie în case din Spania, iar tatăl este paznic la metrou, angajat al unei firme de securitate. Are un frate mai mic în clasa a 8-a, născut la Madrid. Ambii părinți au fost uimiți de succesul lui Mihai, nu se așteptau să se realizeze din poezie și au fost uluiți de mulțimea de cititori care veneau la lansările de carte. Am intrat acolo într-o bibliotecă, că era o bibliotecă,
Era full, deci nu aveai loc să stai. Era, am plin rămas de oameni. Da, spanioli. Am impresionată? Rămas impresionată. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred. La a doua carte ne-am dus din nou. Deci era o coadă, cum să spun, era o coadă enormă. Zic, băi, nu poate să fie pentru tine. Zice, mama, el pentru mine e. Eu sunt fiu de țăran după Valea Călmățâiului și am văzut un rând de câțiva kilometri care spera, și atunci nu credeam, zice, nu poate erau să fie. Erau oameni care veniseră să stea să-l vadă. Să semneze pe Mihai, copilul ăla meu care îmi doream să facă ceva mai mult. Tatăl își amintește că în liceu Mihai a câștigat un concurs de poezie în timp ce el și-ar fi dorit să-l vadă mare fotbalist. A venit cu satisfacție, tati, am câștigat un cec de 100 de euro pentru un magazin ca să-și cumpere haine pentru că a scris cea mai bună poezie, asta fiind bacalaureat. Și deci avea cea mai bună poezie din liceu. Din liceu. Și eu am zis așa, tati, îți dau eu 200 de euro și că mie îmi plăcea fotbalul, mai bine joci fotbal. Le sunt recunoscători pentru pasul pe care l-au făcut să vină în Spania, normal, categoric, pentru că ne-au schimbat viața și nu numai lor, ci și mie și fratelui meu care a venit după. Eu, dacă eram acasă, nu aș fi putut să fiu scriitor sau nu aș fi putut să fiu poet sau măcar nu aș fi putut să trăiesc din asta. Probabil dacă mi-aș fi descoperit pasiunea pentru literatură, aș fi lăsat-o sau aș fi trăit-o la un nivel mult mai mic. Și bunica de la Lerești își amintește de copilăria lui Mihai. Venea de la școală și arunca hainele și ghiozdanul și zice, mama, mă duc. Și acum, eu nu stau mult. Păi mă, să vezi că trebuie să mâncăm. Lui ta venea pe la 10 seara. Ăstea făcea, alte tanaboațe nu făcea. Nu să... Ăstea că pleca de acasă și nu mai venea curând. Uita de el să mai vină. Are pașaport românesc și semnează cărțile publicate cu numele Miguel Gane. Succesul său are la bază pasiunea pentru scris și citit, preluată de la profesorul de literatură pe care părinții săi îl plăteau să îl învețe limba spaniolă, în particular când a venit la Madrid. Sus libros son los más vendidos en poesía en España y allí también se ha posicionado como uno de los grandes poetas a nivel internacional en español que publican y yo creo que eso es un triunfo, ¿no? Porque hace que sus historias no solo lleguen a España, no solo lleguen a Rumanía ahora por suerte, sino que también estén en Latinoamérica y estén llegando a personas muy diferentes, ¿no? Y eso es la magia de la poesía también es esa, ¿no? Que es capaz de llegar a gente muy distinta y Miguel lo ha conseguido. Acum câțiva ani a fost desemnat cel mai bine vândut poet din Spania. Este o persoană publică la Madrid și când nu participă la târguri și lansări de carte, e implicat în recitaluri de poezie sau evenimente culturale. Cărțile au puterea să te transporte într-o altă lume. În același timp au puterea de a-ți activa anumite mecanisme mentale foarte interesante. Cum este puterea de a imagina, puterea de a crea, adică este o invitație la a face și tu, la a crea și tu. Cred că o lume care se înconjoară de cărți, o societate care se înconjoară de cărți, este o societate mult mai avansată, mult mai interesantă decât una care le lasă doar în bibliotecă sau în librărie. Devine o societate critică și o societate curioasă și o societate, spuneam, care se vorbește în viața de zi cu zi despre cărți. Eu mă întâlnesc cu prietenii mei și vorbesc despre ultima carte pe care am citit-o. Mihai a fost desemnat cetățean de onoare al comunei natale Lerești, unde vine des, chiar și de 4 ori pe an. La noi, la Lerești, avem foarte multă calitate de viață. Este o zonă extraordinară, avem munți, avem un râu, avem un lac enorm. Îmi place că spui la noi, la Lerești. Deci ești legat, foarte legat de zona aia. Da, de zonă, mai ales eu când mă duc acasă, îmi petrec 95% din timp în Lerești. Nu, eu călătoresc doar când vin spanioli și mă duc să le arăt. Mai am le zona de Carpați, acolo cunosc mai multe locații care sunt ok. Când vine în România, e surprins de reacția oamenilor când le explică din ce trăiește. Prima întrebare care mi se spune când eu zic că sunt scriitor sau că sunt poet, zice, a, dar tu trăiești din poezie? Și în fiecare an când cunosc cineva nou, mereu întrebarea asta. Da. Ce faci? Scriu poezie. Ce faci? Scriu poezie, da. Da, nu, mă întreabă, mulți mă întreabă... Ok, dar ce muncești? Da, ce faci? Dar cu ce te ocupi până la urmă? Și zici, scriu, sunt scriitor. Da, dar trăiești din scris? Da, trăiești din scris. Păi și de muncii ce muncești? Da. Și-a cultivat bine limba română. Și a fost cucerit de căldura spaniolilor, de efervescența unui oraș cum este Madridul.
În Spania a terminat avocatura, a dat toate examenele și a profesat câteva luni având dublă specializare, drept internațional și al proprietății intelectuale. Astăzi e mândru că poezia lui a ajuns să fie subiect la BAC în Spania. În cartea de limbă și literatură, acum de câțiva ani, din Andalusia, apare o poezie de-a mea care este studiată și am fost temă la BAC acum... Cum un an, mi se pare, da? Le-au dat poezie contemporană și mulți au scris despre, și despre mine, dai seama, că eram acolo, în carte. Locuiește într-un cartier din Madrid, foarte aproape de centru. Un real. Si? Da. Da. Cum se zice în romano real? Cadou. Cadou? Cadou. 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 Da. Mi-a scris-o prietena mea și i-am scris mulțumesc. I-a scris în românește, da? Da, i-a scris în românește. Câteodată mai avem o problemă la casă și majoritatea persoanelor care vin să facă prin asigurare sunt români. Și când mai intră, mai vorbesc așa un pic în spaniolă și când dă să iasă, mereu să lovesc de același mesaj și mereu întreabă: dar cine e român? Dar vorbiți românește în casa asta? Și ori sunt eu, ori e ea, ori e doamna care ne ajută să facem curat. Very good. De las personas más generosas que hay en el mundo y la nobleza. La nobleza? Sí, la nobleza. Yo creo que está haciendo mucho por Rumanía. O sea, porque le está dando una voz a Rumanía. Yo creo que es un buen representante de Rumanía. Niciuna dintre cărțile sale nu a fost tradusă și publicată la noi, dar e la curent cu ce se întâmplă în mediul cultural românesc. Iar prin ochii nepoților care merg la școală, la Lerești, e atent și la sistemul educațional de la noi. Îi displace să audă despre aceleași metode învechite de a obliga copiii să memoreze poezii cu multe strofe. Mi se pare o absolută tâmpenie să înveți poeziile pe de rost, pentru că cred că o poezie trebuie discutată. O poezie trebuie analizată, trebuie să vorbești de contextul în care a fost scrisă, ca să înveți pe de rost ca și cum ar fi un cântec al lui, nu știu, Alexandra Stan sau Ina, nu are niciun sens. Adică o să o înveți și nu o să înțelegi nimic din ceea ce ai învățat. Mi se pare o absolută desconsiderație față de poezie ca să înveți pe de rost. Cred că poezia trebuie să aibă un alt limbaj. Nu sunt de acord. Adică nu mă regăsesc în treaba asta. Dacă aș fi profesor, nu i-aș obliga niciodată pe elev să înveți o poezie pe de rost. Vive historias inolvidables sin mí. Mai nou e implicat în proiecte în care poezia se îmbină cu muzica și organizează evenimente și la teatru. Vreau să fac recitale de poezie și am început să organizez în multe teatre. În Madrid o să fie la anul, în Barcelona tot așa, am fost... E o modă sau e o chestie nouă și pentru ei? Nu, este o chestie nouă, pentru că fac o fuziune între muzică și poezie, dar în mai multe genuri muzicale, adică rock, techno vreau să bag, vreau să fie un show așa mai interesant. În locuința din Madrid are multe obiecte aduse din România. Lumânări! Luate din România, pentru că genul ăsta de lumână nu există în Spania. De la biserică, cum se zice, ce se arde când se pune... Tămâie! Tămâie! Niște căni de țuică sau de vișenată. E mândru de originile lui și ar vrea ca românii să fie mai atrași de citit și literatură, dar și mai optimiști și mai conștienți de faptul că străinii îi văd cu ochi buni. Învăța să apreciez și lucrurile bune pe care noi le avem în țară, care sunt foarte multe. Ok, am vorbit de sistemul politic, sistemul de educație, care ok, lasă mult de dorit de multe ori, dar în același timp și lucruri care, adică bunătatea oamenilor din România, este foarte, foarte greu de găsit în alte țări. Da. Sufletește vorbind, suntem o nație de oameni foarte buni. Nu sunt toate lucrurile din România, sunt lucruri rele. Din păcate, sistemul este foarte bolnav. Dar oamenii sunt foarte buni. Majoritatea lor sunt foarte buni. De la ei vine schimbarea. De acolo vine schimbarea și de la noile generații. Un fiu de țăran, copil crescut la sat, cunoaște celebritatea la Madrid. E poet și novelist de succes în Spania și America Latină și își menține rădăcinile românești care îl inspiră. Arată tuturor că e posibil și că drumul nu e greu atunci când există pasiune. Pasiunea nu ajunge departe fără muncă, dar împreună pot îndeplini un vis, o viziune. În cazul despre care vorbim, visul dansului pe mari scene. Luăm loc în sală imediat. I-a plăcut informatica, dar a preferat pașii de dans și n-a dat greș. Cu grație și tenacitate a cunoscut succesul pe scenă și în viață, cu zâmbet, dar și multă muncă și perseverență. Marius Iepure e mândru de originile sale și dovedește că pasiunea se răsplătește. One, left backwards. One, one. E o dimineață de weekend în Wembley, într-una dintre cele mai cunoscute săli de dans din această parte a Londrei. Right,
left, right, left. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So you like my Romanian song? Numai cu ea, only with her, waltz with her. Beautiful. You like Romanian? Marius Iepure este campionul Germaniei la dans latino, vicecampion european și a luat bronz la mondiale. Astăzi este stabilit în Marea Britanie și pregătește tineri doritori în dans standard sau latino. Împreună cu Otima Buse, multiplă campioană în Africa de Sud, partenera și soția lui, au fondat o școală de dans care le poartă numele. Marius este născut și crescut la Satu Mare, acolo unde a și descoperit dansul sportiv. Yes, good. One, a two, a one, a two. Ta, 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 and legs. Am început la 12 ani, 94, la sfârșitul 94. Și am avut niște situații la școală. Un golan, aș zice, cu simțul responsabilității. Nu știu ce tip de golan e ăsta, dar eram ăla cu dreptatea. Jucam fotbal și atunci eu eram un fel de arbitru acolo, știi? Încercam să găsesc calea de mijloc. Și aia m-a ajutat mult mai încolo în cariera de dans. Pentru că e un sport care trebuie să fii foarte... Ești pe picioarele tale. Mai are doi frați, el fiind mijlociul. Călin e cel mai mare și singurul rămas în România. Pe talentul pe care l-a avut, a pus foarte, foarte multă muncă. Imaginează-ți că în fiecare zi, Marius, între 2, 4, 6, poate chiar 8 ore, era în sala de dans pentru a se antrena. Dacă era Paște, dacă era Crăciun, inclusiv în zilele de sărbătoare, avea cel puțin o oră, două de dans. Au fost niște rezultate în România când am fost semifinalist la campionatele naționale, fără ore în particular, fără mari investiții. Adică s-a văzut că am un talent. Deși intrase și la Politehnica în Timișoara, Marius a ales să plece în Bavaria, să fie aproape de Nürnberg, unde erau școli de dans recunoscute european. Am început facultatea în Erlangen, dar am studiat informatică. Aproape de bachelor eram și am zis, are rost să continui sau nu are rost, și începea tot mai profesionist să fie. Am început să predau tot mai mult, am început să fiu tot mai mult în cercurile de dans sportiv. În primii ani trebuia să facă de toate pentru a se întreține și a investi în pregătire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. M-am mutat în Germania, am lucrat pe șantier prima dată. Am muncit de... S-au dezvoltat mușchiuleții. După aia am lucrat în brutărie, am lucrat. Aici că avem ceva bun de mâncare. În televiziune am lucrat. Agent de vânzări, asigurări. A renunțat la facultate când au început să apară performanțele, dar recunoaște că l-au ajutat și anii de informatică. Algoritmica totdeauna e bună, pentru orice. Să-ți faci planuri în viață e bună algoritmica, știi? Adică ajută. Dar nu, cifrele, matematică mi-a plăcut tot timpul. Dacă îmi face un spectru între creativitate și structură, Marius știe să baleze foarte ușor spre cele două spectre. Și cred că l-a ajutat foarte tare mintea structurată cu mintea creativă. Socotelile lui Marius au fost dejucate când a întâlnit-o pe Oti. And then I moved to Germany and I was looking for a dance partner and Marius was looking for a dance partner as well and that's when we met. It was a hazard or you look for what? We were looking for dance partner. For each other. For yeah. For love. No. I wanted to dance. And I wanted to dance as well. Yeah, and then we fell in love, but it wasn't... 1 week later, and then... then... It was love at first sight. It was cuteness at first sight. That's true. Yeah. And then... And then? He moved to Africa. I didn't move to Africa. I'm joking. După câțiva ani în care au cunoscut succesul în Germania, au hotărât să se mute în Londra. I got a contract on a dance show to come work here. And we'd been dancing together 3 years already. And we just got married. And which is actually today, happy anniversary. Happy anniversary. You didn't wish me happy anniversary today. That's fine. Today? It's right now. No, you didn't say anything. Right now. No kidding. No, you didn't say anything to me in the morning. You left me. But we are last night. Last night was our anniversary. Last night was your mother's birthday. You can't mix the two. You can't do that. It makes actually, no sense. Actually, we are the present. Yeah, yeah. Because of the them. The camera is the present. Yes. Yes.
Happy anniversary, baby. Thanks, in front of Romania. Thank you. Thank you. După ce au adunat multe titluri ca dansatori împreună, au început să lucreze mult în divertisment. Inițial în Germania și apoi în Marea Britanie. Dacă vezi relația parteneriat, relația de dans, destul de logic și care sunt prioritățile într-o parte și care sunt prioritățile în alta și ai și o vârstă, pentru că aveam și 30 de ani când am întâlnit-o pe nevastă mea, am avut vârsta necesară și maturitatea necesară să pot să le despart, dar e foarte greu. Oti este o prezență constantă în emisiuni la BBC sau ITV. În 2018 au avut un tur de 50 de spectacole prin toată Marea Britanie și în pandemie au lansat lecții online care s-au bucurat de mare succes. Și am avut anul trecut iar un tur în care nevastă mea au fost capul de afiș, cum ar veni, împreună cu mine, și am avut iară band și 8-10 dansatori în background. Deci a fost un tur foarte mare. Te eclipsează pe faptul că ea e în lumini mai mult. Stai să te gândești, pentru ce faci toată chestia asta? De ce? Care-i sensul? Cum? E o competiție între... E tot timpul, ești tot timpul ești în competiție și vrei. Și asta e foarte bine. Dar trebuie să fie o competiție sănătoasă. Tot timpul am fost și ca pe ringul de dans, eram persoana care... gentlemanul care prezenta partenera, care lăsa pe ea. Mă, noi suntem, nu știu dacă ai văzut concursul de dans, suntem îmbrăcați în negru, frumos. Ele au rochii de 1000-2000 de euro sau de lire bucata. Deci, adică e foarte clar cine trebuie să iasă în evidență, știi? Adică 200 sau 2000, știi? Adică cam acolo e. Și mi-a fost tot timpul ok. Fără mine ei ar fi greu și mie fără ea mi-ar fi greu să avem viața care avem. Right now, his career is starting to grow and I can be wife of Marius Iapore, and I would say 10 years ago, my career was starting to grow and he was my husband, and he's still the same when finance and fame is there, and I think he humbles me because he reminds me what's important otherwise. Pe scenă sau acasă sunt un cuplu puternic. Soțul meu, soțul meu locuiește? Comes from astronautule. Where's our dog? I know how to count. Can you count? Count, un, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because you were teaching as well in South America. I know. Picior întins. Picior întins. Burta, trage burta. Yeah, yeah. I know that. I know. Spatele stai drept. Jos. Stai I know jos. My length. Mai rapid. How often you were in Romania? Just one? No. Like, we've been married 12 years. So many times. We were together 12 years, married 9. No, today. Sorry. Today. 9 years. I know it. 9 years. Happy anniversary, baby. I think my first year, we went every month, like twice every month. Yeah, we were teaching a lot. We were having a lot of students in Romania. And this year, we went a lot. My passport, you think I'm a Romanian citizen. It's just Romanian stamp. Really. That's so true. Yeah, when I do my citizenship, it's just stamps. Romania, yeah. Romania. Brașov, București, Constanța, yeah. Satu Mare, all the stamps. Abba, yeah. Iulia. My parents love Romania. They love it. I will ask your mom if she's... Mama, did you like Romania? Yeah. Yes. There you go. There you go. They loved it because it was very homey. It was very... I love it. Romania. Good food? Good food? Too much food. Yeah. It's good food, but too much. They were so full. Nice people, happy, yeah. Happy people. Acum așteaptă un copil care le va schimba viața. Be a Romanian African baby. We will have a very international family, I think. Mama lui Oti a venit să-i ajute în această perioadă. Me doing an interview. My mom. I just love it. I just love it. I love that he's so proud, and I would want him to be even prouder. You know, it's nice. It's nice when you're with someone who knows where they come from. He's linked with family, brothers, parents. Yeah. Yes, he's got a very, very. Oh my God.
very close with his family, mom especially, and dad. He loves his parents a lot. And he's very close with his brothers. I think his brothers are like his best friends. Părinții noștri de copii mici întotdeauna au reușit să ne insufle o gândire, un mindset, o mentalitate de învingător. Nu pot să trăiesc viața fără băieții mei. Așa băieți minunori, minunate. Maddy se ocupă de recuperarea sportivilor și este un prieten al cuplului. Very focused on what the task is, but you see him like he's just constantly working, trying to learn different things, different phrases and stuff. So I can imagine it's always a very hard-working background, right? It's coming from a culture where... How is Marius like training? I like it. He's not strict, but he's also nice, and he's pushed me through this whole journey of my dancing. Amazing. Great. My Latin has got so much better with him. He's really push, but it's a really good reason because it makes me better and it makes me want to practice what's outside of the lesson so I can improve it for my next lesson, which I really love. Este implicat în nenumărate proiecte pentru promovarea dansului sportiv, antrenor, dar și arbitru la diverse competiții internaționale, organizator de evenimente și implicat în multe organizații. Sunt aici vicepreședintele Federației Engleze de Dans Sportiv. Iar acolo trebuie organizată, trebuie făcut, trebuie atras sportiv. Am fost în Satul Mare, mai predau la Royal Dance Club, de unde am venit eu, de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satul Mare. Marius este implicat și în strângerea de fonduri pentru cauze caritabile. Este ambasador în România, dar și în Marea Britanie, pentru Hospice Casa Speranței. El iubește tare mult oamenii și atunci dorința de a ajuta pentru el este ceva ce face parte din felul lui de a fi. Și atunci, combinând iubirea lui pentru România cu dragul lui de oameni și de a ajuta, în Marea Britanie este un portavoce foarte bun pentru cauza îngrijirii paliative, este un portavoce foarte bun pentru România și în mod individual sau în cadru organizat, tot timpul a vorbit despre hospice, a participat la evenimente, a organizat evenimente de strângere de fonduri, atât în Marea Britanie cât și în România a fost prezent. Lucrând împreună cu Casa Speranței, avem niște proiecte și am vrea să facem o gală în București, să organizăm. Deci cu ei definitiv lucrăm. A fost o zi de mare bucurie pentru că a venit și cu niște dansatori, a făcut niște momente frumoase, dar ce am apreciat este timpul pe care și l-a dedicat în a vorbi cu fiecare, a relaționa, a-i cunoaște. Indiferent unde se află, Marius Iepure este un campion. În viața de familie sau pe scenă, reușește să arate că prin muncă și echilibru se poate. Nu a uitat de unde îi vin valorile sănătoase și luptă cu tenacitate pentru ca familia și cei din jur să aibă zâmbetul pe buze. Muzica lăutărească veche are nevoie de voci noi care să o aducă în prezent și în poveștile actualelor generații. Ascultăm varianta Corinei Sârghi imediat. Revenim! Interpretează muzică veche, populară sau lăutărească în care se regăsește o generație întreagă de tineri. Corina Sârghi e o artistă ce își cântă prin versurile melodiilor de demult originea dobrogeană și mai ales nevoia lor, a celor mai tineri, de a trăi o viață ce respiră libertate. Foaie verde, viorea, inimioara mea, panica pânt. Cea care dă glas versului lăutăresc este Corina Sârghi. Inimioara mea, draga mea. O fată de la Dunăre venită în capitală să-și cânte originile, să se descopere și să dea mai departe poezia unei muzici care se întoarce dintr-un trecut în care oamenii își puneau viețile pe portativ. Mergi, Anico, după mine, inimioara mea. Cu o voce venită parcă din vremuri de demult, Corina pune muzica veche pe scene diferite. Cântă jazz, alteorie acompaniată de taraf, iar concertele în care e pe scenă cu pianistul Cătălin Răducanu se țin cu săli pline. Păi foaie verde, sălcioară, vară, primăvară, ia zăpada du-te afară, să-mi văd pe mândranișoară copilașii în pielea goală.
Există în tânăra generație o nevoie de a se întoarce la origini, la versul cântat cu jale, dor și dragoste. Muzică populară și lăutărească pe care Corina o duce și peste graniță. La un concert din Portugalia au fost remarcați de organizatorii Enjoy Jazz Festival, care i-a invitat la evenimentele lor din Cehia, Ungaria și Slovenia. Corina și taraful lui Jean Americanul repetă zilele acestea pentru că urmează să cânte și în Polonia. Mi se pare foarte frumoasă. Da? Nu e lăutăresc. Da, mi-am pus busuioc în pării lăutăresc. Dar ce-i lăutăresc? Ce-i lăutăresc la mine? Tot ce se cântă e lăutăresc. Okay. De lăutar nu e scos de doctorii. Sunt variată, sunt pe lume. Uite, aici s-a intrat, am terminat pădure, s-a intrat târziu și îmi pierd prea mult timp. Stau prea mult. Jean e de fapt Sean, dar așa l-a botezat un lăutar. Nea Vasile de la Mânșă, care din păcate ne-a părăsit anul ăsta. Dumnezeu să mă dinească. De la taraful de la Mârșă. Așa dulce este viața. Cum te cheamă? Shen? Shaun? Hai că îi zicem Jean și gata. Da, lasă că ești Jean, gata, am înțeles, Jean. Gata, și... Jean și aia a rămas. Așa a rămas. Sean a venit în România din Ohio. Este etnolog și a fost interesat să studieze pentru doctorat etnomuzicologie bazată pe drepturile romilor. Înainte de a ajunge în țara noastră, a stat în Ucraina 5 ani și a trăit tot printre lăutari. Pot să spun în cazul colegului meu, Sean, că este o chestie extraordinară și ar trebui să învățăm noi românii să nu uităm, să ne uităm în rădăcinile și tradiția noastră. Corina i-a scris un mesaj după ce l-a văzut cântând cu taraful de la Clejan. Mi-a scris că îi place să cânte repertoriul Maria Tănase și caută pe cineva să o acompanieze pe țambal și... Da, până la urmă am adus acordeon. Corina își amintește că s-a îndrăgostit de muzica lăutărească atunci când a ascultat pentru prima dată piesa Nu știu cu ce ți-am greșit, a Romicăi Puceanu. Nu știu cu ce ți-am greșit și de ce m-ai părăsit. Corina Sârg s-a născut într-un sat din Tulcea, lângă Dunăre. Și nu-mi e frică. De fapt, nu e fată de pescar. A crescut într-o familie de oameni simpli, muncitori. Își amintește că în casa lor nu se asculta muzică. N-aveau CD-uri și nici pick-up. După cum ți-am mai zis, noi n-aveam nimic, adică nu erau prioritare chestiile astea. Adică mi s-a părut că tot timpul la noi acasă s-a dorit foarte mult să fie pe modelul Ion. Ce contează pentru noi e pământul. Atât și nimic mai mult. Deci nu aveam de asta, adică nu ne... Și aveau pământ ai tăi? Lucrau mult pământ? Păi cu asta s-au ocupat, cu pământul. Când eram mici. După aia, mama a plecat la muncă în Italia. Voia să-și ajute fetele ajunse la liceu și facultate, alături de sora mai mică a rămas în grija tatălui și a bunicilor. Ancora de care se agață când tumultul capitalei o apasă prea tare. Bine v-am găsit! Bine ziua! Caravela sunt! Prietena al bunicii, prietena bunicii, ea-i bunica, ea-i bunica. Mulțumim că ne-ați primit.
Corina se întoarce acasă cu dorul copilului care, deși nu mai regăsește mare lucru din farmecul ulițelor de demult, are nevoie să respire aerul de acolo. Și peste casa bunicilor au trecut două rânduri de renovări. Doar bucătăria Vagon mai păstrează ceva din farmecul de demult. Acolo ne așezăm la povești spre nemulțumirea mamaiei, care pregătise pentru oaspeți casele din față. Acolo în sus. Pentru Corina, acea încăpere mică e locul în care se odihnește cel mai bine și unde deseori găsește răspunsuri legate de întrebarea cum ai ajuns să cânți muzică lăutărească. S-a reflectat foarte mult în copilăria mea, stilul de viață pe care l-am dus. Am putut să înțeleg mult mai bine poate muzica asta, și pentru că era ceva simplu cu ceva simplu și ele s-au pupat între ele. Că dacă aș fi trăit într-un cu toate la îndemână, deși, repet, n-am dus lipsă de nimic, dar erau niște lipsuri. Nu ne-a lipsit nimic, dar ne-au lipsit multe. Știu că am văzut pian pentru prima dată, am văzut când conservator. Cel care i-a descoperit talentul și a îndrumat-o spre muzica populară a fost profesorul de muzică din școală, care a învățat-o să cânte piesa dobrogeană Triști și negri rămân norii. Triști și negri rămân norii. Azi are un întreg album în care vorbește despre Dunăre. Îmi plăcea muzica tradițională, din Dobrogea, mai ales. Și acum îmi place și mai mult decât îmi plăcea atunci. Și mai mult. Pentru că are un ritm care simt că trezește ceva ce nimic nu trezește în mine. Cum trezește ritmul de aici. Nu cresc vara buruienii unde joacă dobrogenii geamparalele. Cât de clar și cât de frumos îți vorbește pământul sub care ai crescut. Corina a făcut liceul la Măcin, iar pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o târziu. La insistențele familiei a dat la conservator la Constanța. S-a transferat la cel din București după numai un an ca să studieze jazz. Încă din facultate a început să cânte cu public, iar acum din asta trăiește. Bunicii sunt totuși nemulțumiți că n-are carte de muncă. Ce serviciu are ea la București? Nu știu. Are? Nu spun. Am văzut acum că zici că te-ai angajat. Unde? Te-ai jos. La mine. La firma mea. Vrei să fii inginer? Vrei să mă fac inginer? Nu, să faci master. Că... Și ce mă ajută asta? Nu ziceai că te retragi? Nu, să vii și găsești la școală un post. Deci vrea să mă retrag. Ai înțeles, da? Eu nici n-am început și mamaia vrea să mă retrag. Tu ziceai că mamaia e ce, în București? Deci să vin să predau la școală, la Jijila. Văd artistele astea că au rămas pe... care au cântat. Că au pensii din mizerie, că au așa. Așa, uite, la școală și cânt acolo cu cochii de acolo. Din casa bunicilor pleacă mereu cu traista plină, în care ei pun și grijile că n-are ce-i trebuie la București. Iar înainte de a ieși pe poartă, tataie lansează o rugăminte. Nu e angajată. Așa. Asta vrea eu. Să angajezi undeva. Păi tu vrei să mă și angajez și să mai și muncești ce muncesc deja. Deci tu nu, practic tataie, mă pui să muncesc dublu, după dacă înțeleg eu bine, nu? Nu. Fă masterul și dai bătaie. Mă, ține bunicul master. Dar tu știi ce e la master? Nu știu. Corina râde și merge mai departe, acasă, la București. Locuiește cu chirie într-un apartament din centrul capitalei și își trăiește viața simplu, cu bucuria unei generații care poate nu se trezește în creierii dimineții să facă naveta la serviciu, dar are sentimentul că ceea ce fac ei e valoros și mai ales că le bucură sufletul. Eu mă simt bine așa. Mie nu-mi place să mă gândesc la... Nu-mi place să iau viața atât de... N-amănunt și să mă gândesc să-mi fac planul. Este o viață. Este o viață. Eu dacă nu sunt fericită cât trăiesc acum, vreau să mă bucur acum, la 30 de ani. De tot, de tot. Să trăiești după propriile reguli, să-ți transformi pasiunea în meserie, să fii liber în spirit sunt valorile care definesc copiii născuți după Revoluție. Corina e recunoscătoare pentru ce trăiește, deși au fost momente când s-a îndoit de ea. Înainte eram foarte nemulțumită și frustrată și de ce n-am loc nicăieri, de ce simțeam că nu mă potrivesc în nicio parte, că nu culeg niciun beneficiu de pe nicăieri.
nu ne bagă nimeni în seamă, că noi ăștia care nu suntem acolo sus, noi n-avem, nu ne... Na. Nu e simplu. Și după aia am dat seama că, de fapt, îmi e atât de bine și atât de frumos. Acum nu mă mai plâng de absolut nimic. De absolut nimic. Știu care mi-e locul, mă deranjează că îi se spune muzică de nișă. Acum ai tempo-ul corect. Păi zi, fetițo, zi. Pune toată inima în ce cânte. Dacă nu, ea nu simte versuri cumva, dacă nu găsește o legătură cu viața ei, nu zice că nu e de ea, nu cântă piesa respectivă și apreciez chestia asta, adică nu cântă orice. Deci trebuie să treacă muzica prin ea, pur și simplu, da. Prin povestea proprie. De exemplu, nu cântăm de copii, de familie, că nu are experiența asta și nu se conectează cu... Să vorbești lumii prin muzica veche populară sau lăutărească e pentru ea misiune și drum într-o țară în care ne găsim din ce în ce mai rar repere. Îmi place România. Iubesc să trăiesc în România. Îmi place mult așa, nu știu, și când ies pe stradă și cu urâtul și cu frumosul. Nu de puține ori m-am gândit să plec din țară și apoi m-am gândit Nu plec pentru că mi-am făcut așa un exercițiu de imaginație că poate cineva chiar are nevoie de mine aici și că ar trebui să rămân. Frunzulița de zambilă, inimioara mea. Corina Sârghi a rămas pentru cei care știu că vor să asculte o muzică ce vorbește lumii despre noi ca popor. Cântece ajunse la inima celor mai tineri care descoperă adevăr în versurile simple scrise de lăutari, în vremuri în care libertatea pe care ei o trăiesc azi era un lux. Poate că generația asta ce duce cântecul popular mai departe n-are rigoarea unei vieți pline de reguli, dar are bucuria de a-și transforma pasiunile în cariere de succes. Miere și apă curgătoare. Corina Sârghi! Vă mulțumim pentru tot sprijinul de peste an și suntem recunoscători pentru mesajele scrise sau primite față în față. Să ne revedem sănătoși anul viitor. Sărbători cu bine! Vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!